O, bună ziua, prieteni, bună ziua, doamnelor și domnilor, prieteni, iarăși avem problemă cu leuțul, se vede, cred că după nas, acum îi se face ca o trompă, nu. Cu dinții, prieteni. Eu am probleme cu dinții, prieteni. Cari, și da. Acum mergem la Severin, acela la noi, la drobeta turnul Severin, pentru a-i face o asta, cum îi zice... dentară, radiografie dentară, sau nu știu cum zicea. Ca să vedem despre ce este vorba, adică de fapt să uită medicul, stomatologul. Să ia vedeți, mi-a început iară. Să vede ceva, hă? Mie nu mi se pare. Mi se pare ție, deja de la nas de aici te-ai început iară să te umfli buza. La când bei rece sau ce? Sau și acum când e cald? Și când beau cald și când beau rece, tot mă doare. Și acum a început să mă să zbâcâie acolo. Pa. Deci problema e că zbâcâie. Aseară n-am putut să dorm deloc. Îi scot nervul și de la ăla. Nu știu. Vrem ce zice ăsta, zice stomatologul tău. Bă, frăților, ce poate te mașinează? Nu știu. Nu înțeleg. E cald. E cald, frăților. Așteptăm să vină cu tunița. Nu am învățat pe recele. Știți că mașinuța noastră nu are climă. Și noi, ca să putem avea răcoare în mașină, trebuie să dăm bice. Ca să ne intre aer. Geamul e deschis. Dar nu știu, acum o să-l afecteze pe leuțul chestia asta. Toată lumea, frate, la cumpărături peste tot. E luni, asta e da, și dacă de vineri să cam consumă toate astea, zi, proviziile. Și da, luni încep iarăși cu cumpărăturile. Am o veste foarte nașpa, am puroi la dinte. Iar, ce să ne facem, Leo, că ai luat-o cu urma cu durerile de dinți? Dintele la care l-a făcut l-a afectat pe altul și tot așa. Da, l-am scăpat pe ăla de puroi. Bolnav, ce era? De bolnav, acum s-a îmbolnăvit celălalt. I-a dat tratament, nu are nimic. Nu ne duc și furtul la doctorul nostru de acasă. Am văzut aici, i-a dat antibiotic, dar o să duc Crișeaua ăsta să-mi vadă și medicul de la noi, a? Băi, cum să nu? De unde avem noi fiecare zi? Trebuie să vezi de două ori la medic. Așa acolo are pe-a lui, acolo, permanent. Trebuie să... că dacă o făceam aici, tot, pe fiecare zi la Severin.
5, n-ai ce să zici. Da. Ce faci, domne, de aici noi? Ce face doamna cutunița? Spală vasele. Spală la oale. Nu, prietenii, am ajuns acasă. Medicii mi-a spus că se iau antibiotic. Da, i-a dat tratament, fraților. La fel, i-a afectat de la dintele ăla. Și au mai avut o problemă cu o lună și ceva în urmă. Și acum trebuie să... Și-a iară tratament. O să mai poftă Ionica. Pofta bună! Vezi că și eu am mâncat un garapaz de pește. Și cum e proverbul? De cât îmi pat, nimeni se pat. E bun peștele. Și ăsta conține fier. Ajută. Serios? Fierul. Mai ales cap peștele. Tu știi că peștele are doi creier. Mm. Nu știi? Unul care se odinește și unul care conduce. Păi zic cum facem, îi facem pe plită sau vrei pe cărbunii? Nu, pe plită. Păi și noi mai avem un creier, știi? Cerebelul. Păi vezi, așa pronunț de astea la tine pe vlog, de ai probleme. Vezi? Ce? Pronunț fel și fel de nume. Te scrie niște subiecte care nu sunt în evidența ta. Cum vrei să facem micitei? Pe plită, mă. Cutună, micitei cum îi facem? Pe plita electrică sau facem foc și facem pe cărbune? Pe plită. Mai bine pe plită. Păi da, dar au alt gust pe italiane. Dar tu n-ai cărbune nici. Păi cât de lemne de mine acolo? În mare brânză, că lăsăm o jumătate de oră să cad cărbune și gata. Știi de ce? Că-l pui pe el la lemn de aia. Nu, vezi că sunt jobofit. Vezi că am știut. Da, că sunt jobofit. Cum îl spune? Pune pe plită, cum zice Ion. Nu le dă gust așa bun pe plită. Pe plită, de fapt. Nu știu. Cum e o... Nu știu. Asta ce am spune, că poate mai punem și altceva, Ioane. Lasă, mă, și poate cine știe ce... Bate vântul ăla, rapi și... Lasă, bate vântul ăla, rapi, nu mai mâncăm, că bate de sară vântul. Da, să bată în mațele noastre. Și bate la noapte să văd și la două ce cauți. Da. Da, 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 da. Hai să prindem acolo, să ne facem un grătărel. Lasă-l mănânc, lasă ca prinde. Bate vântul la noapte. Nu pot, nu mai știu de lume, e văzut. Doamne, bate vântul la noapte, nu știu. Așa mulțumim, bate în martele noastre. Nu mai vreau să mănânc micitei, am vrut să-mi tai acum, să schimb meniul. Uite-te la camera de filmat. Ce? Ce faci să ne urmărești pe mine și pe mine? Cine ești spion după noi? Uite, vezi, curțitul. Bate vântul, auzi, bate vântul la noi la mață. Că bate vântul de sară și vă iau și vă arunc. Ce are mă cu noi eu? Eu, nu, nu. Ceapă mai avem, mă, de-a roșie. Uite, mă, câtă pâine aici e, că n-ai ce să-i dai la porc. Pâine. Nu numai pâine acolo. Uite pâine, mă. Dacă mă duc acum să arăt, să arăt sacii cu... Ioane, ia grea, ca și mai pune niște pâinică, că nu-i pui multă. Grâu de ăla. Cum a zis Ion, că n-are ce să-i dea la porc de mâncare, câtă pâine și sacul plin de porumb.
Nu e ce să faci. Mă mănâncă-ți în țarii, vin așa ne înțapă. Uite, pe mâini imediat, mi-au făcut la gât. Trebuie să vorbești cu ei, să le spui, să nu te mai înțapă. Da, să comunici cu ei, să... Uite, am și usturoi aici. Ce faci cu usturoi? Mă bucă, m-am uitit ei. La usturoi o să-i stricat. Să-ți ia și usturoi de la ta căldura? Hai, unde duci? Mă, nu aia la porci! Nu, păi se usucă acolo, pe cuier. O luăm din bucătărie acum, că mâncăm, o luăm de acolo și gata. Vreau să mă luăm un benitor. Uite, tragem grătarul aici, îl ținem aici, la nasul nostru. Uite, asta la cutunița, la porcul e. Hai. Am șervețele speciale. Ia uite șervețele pe masă, uite rola. Are șervețel de la nuntă. De culoare albastră. Păi da. Cum a zis că... că vrea să se însoare? Bă, să nu, i-a zis de alicie că e alicie de tare aici. Nu, știi. Nu e de la de dat pe spate când te doare oasă. Și-a băgat o cutuniță acolo. Și-o pune eu pe pâine, ca pateu. Ioane, să știi că eu alifie de aia tare în frigider, să nu doar o mănânci. O alifie. E în frigider într-un pahar. Să nu dar o mănânci. Să nu pui pe pâine din greșeală. Să luăm ăsta. De unde ăsta pământ aici? Te l-o grătar. N-am băgat acolo pată. Gata, trebuie să lipim, Ioane. Hai, să nu ție ceva. Adezii, ce trebuie să punem acolo? Lipici. Să mai luăm un petrol, să mai zidim un rând. Da, străci, da? Vreau să zici aici. Chede, ca să arăt, bagă-l aici. Bun. Uite să zic aici, da? Pe aici țărmă avem? Avem. Avem de lucrare un porcă. Ioane, sunt blâni încolo, în colț. Să nu mai iei clapa malele alea. Băi, fraților, căldura azi de nu s-a putut, credeți-mă. Noi cu mașina asta noastră am mers până la Severin, de-am fost cu Leuțu, dar la întoarcere, nenorocire. Nu mai puteam. N-are climă și e nașpa. Trebuie să ne luăm mașina, o vindem pe asta? Acum nu cred că am eu gândul de mașină, pentru că am multe greutăți. Prieteni, contactați-ne cei care vreți să cumpărați mașina noastră. De ce? Pe ce scrie pusă de vânzare? O pun eu de vânzare acum. O pui tu și pe aia mergi pe jos. Păi nu, că mai pun o sumă de mică. De nu știu. O vin și pe aia ca să rămâi, vin și pete cu ăla. Au fost cazuri de astea și au vândut și au mers cu bicicleta. Păi ca să ne luăm altă mașină. Zii mersi cu aici pe aia și te duci unde lui. Eu nu e mulțumit de mașina noastră, el așa a spus. Păi eu să meargă cu a lui, el și cu patron, așa zice. A mea a adus în toată lumea unde vrea, după aia nu mai e bună mașina, patronul zicea. Mașina asta nu e bună. Neapărat aia trebuie să o vindem, că încurc aici. Aia e mașina lui maică mea. Eu o să mai târziu, când rezolvăm noi cu ce avem aici, cumpărăm și noi. Mai târziu. Acum nu pot, n-am cum. Și de asta e mică, chiar dacă o să cumpăr, nu mai cumpăr de asta. Mai târziu îmi iau, îmi ajută Dumnezeu, iau un Jeep și am terminat povestea. Mamă! Un Touareg sau un Q7 ceva. Și iată. Mă, unde e Ionica acum? Încurcă-te acolo.
Se aud rațele, Ioane, unde sunt? Babele pe grătar, care de vreo? Să pună alea și după aia să pună de ele de pădure care face Raider. Aia. Le pună de ele de pădure. Știi că... Și ce tot am uitat, Ioane, să duc săcurile toate trei, scoți puse noi la ele și gata, să termin povestea. Dar tot am uitat să merg la moșul ăla să schimbă. Uite și ăla lui Leuț, uite în ce hal a ajuns. Uite el pe ăla, vezi că ăla mai are coada bună? Încă e bun ăla. Tati, știi că aveam o ofertă cu câinele? Ce? Să fac schimb de căței. Uh-huh. Luam un de la. Un chihuahua? Nu. Sau un bișon? Ciobănesc de la mioritic. Da, pe unde am stân aici, unde sunt? Îmi dădea pe Rider. Fă... Da. Schimb. Nu știu, pază aici. Pază, auzi Ioane ce te aduce. Pază, ca să nu mai poate Ion să iasă afară din dâmbă. Da, mă, ce, oaie Ion să-l păzească în fiind. Oaie. Bine, prieten, hai, vă lăsăm, vă dorim multă sănătate. Doamne ajută la toată lumea, prieten. Revenim pe canalul meu cu grătărelul în forță. La revedere!